Salut și bine v-am găsit pe canalul de YouTube al evomag.ro. Avem astăzi onoarea să-i avem alături de noi pe Tudor și pe George, care tocmai au terminat un sistem deosebit de extraordinar, ca să spun așa, cu un GTX 1080 Ti, un sistem de răcire pe apă. Prima întrebare pentru ei ar fi: cum a început acest proiect? Păi, versiunea scurtă, ca să nu intrăm în antediluvian, a început ca o idee de confruntare între Polonia și România. De ce? Pentru că se lansa GTX 1080 Ti și ne-am gândit să facem o multiplă premieră. În primul rând să construim primele sisteme modate cu GTX 1080 Ti din lume. Deci nu americani, nu nemți, noi, români și polonezi. Super! În al doilea rând să mergem la colegii din Polonia acasă să facem treaba asta împreună. Noi am construit un sistem, ei au construit un sistem. Am înțeles. De unde ați avut waterblock-ul? Pentru că plăcile astea sunt destul de noi. Foarte interesant aspectul ăsta și aici ajungem la ce este de fapt GTX 1080 Ti. GTX 1080 Ti, dragii mei, este versiunea de 699 euro, nu? Sau va fi în curând și în stocul Evomag cu prețul lei, a faimosului Titan XP, acel Titan XP care costa 1300 de euro. Practic este același PCB, sunt câteva piese mai solide pe GTX 1080 Ti, culmea, e dublat etajul de alimentare. Dar fiind vorba de același PCB, același nucleu, doar puțină memorie în minus, blocul de apă, waterblock-ul de la EK Waterblocks, pentru Titan XP este perfect compatibil cu GTX 1080 Ti. Am înțeles. Deci e vorba practic despre aceeași placă, un pic schimbat. Exact. Asta e secretul. Da, ăsta e secretul. De-aia am putut să facem înainte. Deci noi am început să construim sistemele înainte să se lanseze 1080 Ti. Și îți dai seama că dacă aș fost o placă complet nouă, n-aveam nicio șansă să avem un waterblock înainte. Da, da, tocmai la asta mă și gândeam, dar v-ați și pus întrebarea asta. Bun, v-ați deplasat în Polonia. Ce s-a întâmplat acolo? Cât a durat? Păi ce se întâmplă? Am ajuns în Polonia la colegii polonezi. Trebuia să dureze 24 de ore, dar practic noi am stat 36 de ore. Colegul meu, George, cum se vede în toate materialele video și în fotografii, a fost foarte fresh, foarte fotomodel, așa avea, mai ales pe sfârșit, un aer de om odihnit. Și acolo, într-un fort construit în 1876, cum avem și noi în jurul Bucureștiului, bateria de forturi, au și ei în jurul Poznanului, construită de armata Prusiei. Așa, în interiorul unui fort de acest gen am avut două catacombe, că nu pot să spun camere, două catacombe identice, într-una era echipa Poloniei, într-una eram noi. Și am construit, treaba mea a fost mai simplă, eu am asamblat waterblock-urile pe placa video, pe placa de bază și așa mai departe, am făcut sistemul de răcire cu lichid. Matei a avut o treabă și mai simplă, ne-a prezentat, ne-a susținut moral, dar foarte importantă de altfel. Iar George, pe George a picat greu cu tăiatul, vopsitul, a fost foarte fericit acolo. Da, a fost un elementul meu, ca să spun așa. Bine, George, pentru cine nu știe, e un modder de foarte mare succes la noi, unul dintre modderii cu cele mai multe sisteme și cele mai frumoase, după părerea mea. Dar numai că văd că astăzi e un pic timid, dar nu-i nimic, o fi și obosit după toate chestiile astea. George, a fost greu să pui la oaltă sistemul ăsta sau ai întâmplat dificultăți? În primul rând a fost interesant că a trebuit să schimb un pic anumite abordări care le am de obicei în ceea ce privește construirea unui bui. De data asta am fost cu o echipă, nu am mai fost singur sau cu un amic care să mă ajute la una la alta. Așa și totul a fost... am făcut un pic temele pentru că fiind și o carcasă nouă pentru mine, adică n-am apucat și pentru monstru probabil, n-am apucat să modez carcasa, nu știam partea internă, nu ce se vede pe afară, ce conține, structura, ce radiatoare, cum va sta radiatorul, cum va sta waterblock-ul, cum va sta rezervorul. Adică au fost foarte multe necunoscute. Deci practic am făcut totul și tot ce s-a făcut efectiv la acest build s-a făcut acolo, pe loc. Instant. Ideea trebuie să vină așa. În condiții mai târziu, într-adevăr, în care obosala a început să-și spună, să spună cuvântul, dar a fost total diferit față de tot ce am cunoscut și cred că puțin se pot lăuda cu chestia asta. Pe lângă locația care a fost mai atipică, să spun așa, n-a fost un atelier propriu-zis. Plus alte aspecte care țin de logistică. Știi, lucrezi la un bâlb, ai sculele tale și da. Monstru are, a ținut neapărat să aibă anumite scule cu el, la fel și eu, dar bine, puteam să dau un atelier după mine.
Și aici a fost o chestie care oarecum ne-a întârziat un pic și din cauza asta n-am putut, din nefericire, să duc buildul până la măcar, să zic, un 75% din ideea inițială. Atunci, pe parcurs ne-am dat seama că nu o să putem, și de fel și colegii polonezi au avut aceeași problemă, așa, nu o să putem duce până la capăt tot și ca să rotăm ceva ca lumea, trebuie să facem un mic compromis pe moment și să ne limităm doar la carcasă. Am înțeles. Bine, chiar și așa arată super bine, o să le vedeți da, în birou. Da, și surprinzător a prins foarte bine și la publicul polonez. Dar cei de România, noastră, care e feedback-ul pe care l-ați primit? Păi, în România, bineînțeles că ne-au susținut foarte mulți fani și pe stream, și pe Facebook, și pe YouTube și le mulțumim cu ocazia asta încă o dată, pentru că a contat foarte mult suportul lor. Bineînțeles, raportul între câți l-au apreciat pe al nostru și câți pe al colegilor e ușor disproporționat, pentru că suntem totuși români, nu? Dar și feedback-ul din partea privitorilor poloneze a fost extraordinar, chestie care pe noi ne-a uimit foarte tare. În primul rând, fiind o țară mult mai mare, s-au uitat mult mai mulți oameni. Și dintre acești oameni, cu Google Translate, am reușit să înțelegem care era părerea lor și am fost foarte plăcut impresionați de feedback-ul lor. Da, bine, pasionații sunt cam aceiași indiferent de limbă și atunci și automat poți apreciezi un lucru bine făcut. Bun, ca să încheiem, să nu ținem prea mult nici pe cei care ne privesc, care sunt specificațiile mari ale sistemului? E foarte simplu, am plecat de la o carcasă Cooler Master Maker 5T, o sursă Cooler Master Master Watt Maker 1200W, nu este nevoie de 1200W, dar o folosim pentru că sursa stă aproape fanless, marea majoritatea funcționării, ăsta e secretul, nu că ar consuma sistemul, nu știu cât. O placă de bază Aorus Z270X Gaming 7, un procesor Intel Core i7 7700K, un SSD NVMe Samsung 960 Evo de 500 de giga, un kit DDR4 G-Skill Trident Z RGB 3600 și bineînțeles vedeta, aici avem o dublură a celei din carcasă, o facem așa încet, da. Vedeta GTX 1080 Ti. Toate aceste componente au fost răcite pe apă cu ajutorul componentelor de la ECA Waterblock, deci în complet. Deci avem un Waterblock pe procesor și pe placa de bază de la ECA Waterblocks, avem un Waterblock pe placa video de la ECA Waterblocks, o pompă de 5 și un rezervor de sticlă borosilicată X4 foarte, foarte, un rezervor pe care eu îl apreciez foarte mult. A trebuit comunic un pic mai mult acest rezervor, este un rezervor destul de atipic, pentru că are o dimensiune mult mai mare față de cele obișnuite. În cap 800 ml de lichid. Da, și a fost o premieră și acest rezervor, cel puțin pentru mine, nu știu. Eu îl visez de mult. Da, și ideea e că pompa, rezervorul, waterblock-ul sunt legate cu tubulatură rigidă, PETV, adică polietilenă trieftalată. Așa. Și avem două radiatoare. Un radiator de 360 mm pe partea frontală, pe care avem trei ventilatoare, și un radiator de 240 mm pe partea superioară, care e lăsat fanless. Pur și simplu, prin convecție, căldura urcă. Ați făcut teste? Cum se comportă condițiile astea? Am făcut teste, se comportă... Dacă l-am lăsat stoc, procesorul a stat la 50 de grade, placa video la 33. Asta în condiții de încărcare? Stoc. În condițiile răcit cu apă, dar la frecvențe stoc. La frecvențe stoc, dar încărcare maximă, să da, înțeleg. Nu l-am lăsat stoc, l-am dus la 5 giga, bineînțeles, procesorul și placa video la 2100 de MHz. Doar să pic înțeleg. Așa. Da, într-adevăr, placa video ajunge pe la 44 de grade, procesorul poate să ducă în condiții de 5 giga și spre 80, asta pentru că nu am stat să-i facem delit, să-i schimbăm pasta și ce fac. Dar 5 giga pe Kaby Lake și cu 2100 de MHz pe GTX 1080 Ti și 1400 pe memorii, o să vezi rezultatele, sunt impresionante. Sunt curios, o să vedem, da. Băieți, vă mulțumesc foarte mult că ați găsit timpul necesar să treceți și pe la noi. Voi cei care vă uitați la noi în momentul de față, mai stați un pic pentru că vor urma screenshot-urile cu testele pentru acest sistem. Și sperăm să ne vedem cât mai curând cu un alt proiect la fel de frumos. Mai mult ca sigur și numai din partea mea. Super, super. Deci, ați văzut și aici, urmează probabil alte sisteme despre care vom afla. Ryzen! Aoleu, super! Despre care vom afla, sperăm, foarte, foarte curând. Salutare și vă mulțumim că ați fost alături de noi.